Mergem. Testul de ADN. Da. Problema numărul 1, 5 probleme. Problema numărul 1, dacă triunghiul ABC asemenea cu triunghiul MNB, triunghiul ABC asemenea cu triunghiul MNB, triunghiul ABC asemenea cu triunghiul MNB, AB egal cu 6, AB egal cu 6, MN egal cu 4, NP egal cu 2, NP egal cu 6. Centimetri, bineînțeles, da, fiecare. 6, să calculăm AC și BC. AC egal cu cine? BC egal cu cine? BC egal cu cine? Adi, vorbește. Eu am făcut triunghiuri. Mie nu mă interesează. Nici nu mă interesează. Da. Dacă ele sunt asemenea... A, B, supra, B, C... Nu, păi nu, nu, A, B, supra, B, C. Păi nu știi că sunt la numărul tot scrie în latură de triunghi. Deci de aici le trebuie ascult. Alea triunghiul A, B, C, triunghiul. A, B, liniuță egal. E cu B, C. B, C, egal cu A, C. Ca e... Da, da, da. A, B, B, C și A, C. În litere, în ordinea literelor, cum le vedem aici. Corect. Și jos. Mână. Mână. NP. Deci obligatoriu așa te fac. Mână. NP. NP. Și? Și NP. NP. Își pe AB 6. Asta era tradus. Echivalent cu? 6 supra 4. Egal cu... BG care trebuie să-l aflăm. Da. BC. Supra 6. Și egal cu AC care trebuie să-l aflăm. Da, supra 2. 6 supra 4 am zis că e 2 pe 3. Sigur că da. 2 pe 3 egal cu BC supra 6, din BC egal cu 6 ori 3 pe 2. 6 ori? 6 ori... 2. 6 ori 2, așa, pe 3. 2 pe 3, da. Adică 12 pe 3, adică 4. 12 pe 4. Și AC egal cu... Și AC egal cu... Zicem AC pe 2. Egal cu 2 pe 3. Egal cu 2 pe 3, care ne deci ai 2, 4 pe 3. Ba nu. 4 pe 3. Da. 4 supra 3. Asta s-a fost problema 1, nu? Da, dar nu, da. Nu știu cine e ok. De la noi? Da. Problema nu. Nu vă dat așa? Dar tu ai fost în 2. Da, da. Da, da, da. Hai să vedem cine e ok. Păi, da, încă o dată, triunghiul A, B, C, literele ce sunt mai importante. A, B, C, I, M, N, P. Da. Deci M, N, P, da. A, B, C, I, M, N, P. Și atunci, da, scriu laturile A, B, B, C și A, C, iar la numitor zic M, N, în aceeași ordine. Haideți să facem... figurat? A, C pe 2 egal cu 3 pe 2, domn profesor, nu cu 2 pe 3. De aia. AC pe 2 egal cu 3 pe 2. AC pe 2 egal cu 3 pe 2. Da, asta a, și de aceea nu dat. Deci 3 pe 2. Jos, mai jos, domnul profesor. AC pe... Dar și aici a fost 3 pe 2. Da. Tot e greșeală și aici. 3 pe 2. 3 pe 2. Deci 3 pe 2 egal cu BC pe 6. 6. Acolo a fost. Iunii așa. BC egal cu... 18 părțit la 2 și 9. 9. No. Dar tu ai fost același număr cu ele? Nu. 3 ori 6. Și acum AC pe 2 egal cu 3 pe 2. Pe raportul am greșit. Da, aici s-a greșit și de aia. Și AC dă? Deci 6, 3. Da, așa le-a și dat. Bun, problema 1 a fost asta. Problema 2. Problema 2, da. Dacă triunghiul ABD... Pe 2, da? Da, deci dacă triunghiul ABD... Triunghiul ABD... E asemenea cu triunghiul CMN... CMN... Și măsura unghiului C. Măsura unghiului C egală cu 39 de grade. Măsura unghiului D egal cu 48 de grade. Determinați măsurile celorlalte unghiuri. Adică alu A, alu B, alu M și alu N. A egal cu măsura lui A. Da, egal cu cine? Alu B, M și N. B, M și N. M. Și al lui N. E la cuțe. Hai, și trebuie sigur. Trebuie sigur, da? Da, că așa nu mă descurc. Băi, băi,
Adi, hai să vedem. Eu fac o figură la tot. Păi da, cum ai făcut? Da, dar pierde de timp. La nu știu unde. Deci, am deci, atenție, A, B, D, da. Ordinea asta. C, M, N. Corect. A, B, D, C, M, N. Sunt asemenea? Înseamnă, deci, ca o concluzie, unghiul A. Unghiul A e congruent cu unghiul C. Unghiul B cu D, cu M, și cu B, M, și D, cu N. Și D. Așa am făcut, dar nu am cu fiecare. Congruent cu N. Ai pierdut niște timp. Exact. Da? Să mai deci, hai să A cu C, B cu M, da. Și D cu N. A, cu C și B 39. Deci A e 39. Și E nu egal cu... A cu UA. Egal cu măsura sa, dacă să știu matematic. Da, egal cu măsura unghiului C. Egal cu măsura unghiului C. Și egal cu 39 de grade. 39 de grade. Da. Măsura lui B, o l-am pe B? Nu l-am. Pe B nu. Dar da? Avem pe N. Nu, pe D l-avem. Măsura lui D egală cu măsura lui N. D e egal cu măsura lui N. Lui N. Și egală cu dată de autor 48. 48 de grade. Și la al treilea unghi, cum e, copii? Cum e din 180. Sunt diferențe. Da. Deci a văd 39 cu 48. Sunt indiferent. Deci din... Măsura lui B egal cu măsura lui M. B egal cu măsura lui M. M. Și le-a dat 93. Și egal cu de 180 scădem pe da. 39 și pe 40. Cu 48. Da. Da. În paranteză am pus. Da. Deci. Și egal cu? De 93. 93 de grade. Și asta a fost problema. A făcut-o și pe asta. Deci ce a vrut să fie luat aici? Dacă știți dacă corespondența e, da. Asta. Da. A unghiuri. Dintre unghiuri de două triunghiuri sunt asemenea, unghiuri sunt congruente două câte două. Care cu care? Din ordinea de scriere a... Nu-ți cade cum că ai făcut triunghiurile astea, e nici doar că ai pierdut un timp. Timp acolo. Nu s-a ajuns. Și de asta n-ai putut să termin, nu? Ce, spune 50 de sutim în plus? Da, niciodată. Nu, mă, dacă știți, facem triunghi asta. Da, 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 eu am făcut 18. Problema numărul 3. Da. Se dă triunghiul ABC. Se dă triunghiul ABC. D aparține lui AB. Triunghiul ABC. D aparține lui AB. E aparține lui AC. Și D e paralel cu BC. Și D e? Paralel cu BC. AB egal cu 18. Mai am AB. Da, 18 cm. BD 12 cm. D e 4 cm. A e 9 cm. A e 9 cm. Să calculezi. AD egal cu cât? BC egal cu cât? AC și EC. Și EC. Cum ai făcut AD? Am făcut figura. Am făcut figura. Da. Sunt triunghi frumos. Sunt triunghi. Frumos. Un triunghi. Deci un triunghi are care? A, B, C. D-ul-i pe A, B. E-ul-i pe A, C. Vedeți, trebuie să luăm paralel. Da. Îl duc paralel, da, 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 da. Și eu aici. AB-ul este 18. Tot AB-ul. Da. Da. Deci ăsta tot AD-ul 18. BD-ul. BD. B. D. D. Asta de aici e de 12 parte de ce? Da. Și deci rezultă că AD-ul e... AD-ul revele cu diferență. A 18 minus 12. Adică cât AD? 6. Și cu tine. Parcă 8 era, nu? 6 cm. Da. Așa. D e 1. D e este 4. Da. Și A e, A e, adică asta de sus, mm-hmm. 9. Idei? Să le aflăm cu ce date. A, D am aflat-o deja.
deci altă e o fată. Deci triunghiul AED, toate sunt cunoscute. Da. Triunghiul AED este asemenea cu triunghiul mare. Corect. Uh-huh. Cum se face? Cum ai pornit AED? Da, am zis că triunghiul AED e asemenea cu triunghiul ABC. AB este asemenea cu triunghiul ABC. Și atunci rezultă din asta. Rezultă că A e supra E, ce A e. Nu, păi. O notă de teoremă fundamentală. Păi, A e supra? A e supra E, ce? A e supra A, ce? Din triunghiul mare. Noi am zis așa, că scrim A, E. A, E. E, D. E, D și A, D. Și A, D. A, acum, A, E, O. E privit de unghiul de aici. D. D și D-ul e cât ce-ul, cât zis ăsta paralelic, secanta, ca și unghiul corespondent. Supra ce? Egal cu E, D. E, C, B. B, C. Supra BC, da. Și cu AB. AB. Echivalent cu. A, eu o știm nouă. Nouă, da. Nouă supra. A, C. Urmează. Da. E, D, care e D, 4. Supra BC. Nu o știm. Nu? Egal cu AD. AD o știm 6, că am aflat-o noi. Da. Supra 18. 18. Aici știi. Face 1 pe... 1 pe 3 raportul, nu? 1 pe 3 raportul, da. Dar nu știu dacă el a făcut așa la test, că nu prea, e dilemă. Hai spune, îți amintești cum ai făcut? Ai făcut așa? Nu, n-am făcut-o pe asta. De ce? Unii te-ai încurcat. Amintește-ți. Acolo la AD. Dar n-ai văzut că prin diferență? Nu l-ai prins pe AD. Și de acolo n-ai putut, n-ai avut valoarea raportului. 1 pe 3. Da. Și n-ai avut valoarea raportului, n-a putut să miște problema. N-am mai făcut BC și AC, care ieșea imediat. Dar scris șirul de raporte. Dacă le-ai scris corect, este un lucru important. Îți mai dă ceva. Îți dă, sigur că da. Dar important să scrii, să fie scris corect asta. Bun. Și de aici găsim pe AC care este 3 ori 9, nu? BC care e 4 ori 3. Deci corect. Găsim AC egal cu 3 ori 9, 27. Da, și BC? BC egal cu? 4 ori 3, 12. 4 ori 3, 12. Așa, da. Și am terminat problema. Și mai era EC? Mai trebuie să umplu la tablă. Că am obosit și... Trebuie să văd cum le fac pentru ceilalți din acuși. Problema 4. Deci n-ai făcut-o pe asta, da? A, scris ce? Ai scris ceva? Sper măcar un punct să-ți dea, nu? Da, un punct sigur. Bine, dar aveai motive să n-o faci? Nu. Da. Deci dacă tu ai făcut figură și ai văzut că AB era 18 și BD egal 12, puteai să vezi că asta e 6 și să o faci? Deci n-ai fost atent adulto. Nu. Să te iei jos nedarul. Acolo cred că reușesc să iei 7. Ce n-a fost Andrei? Problema 4 acum. Problema 4, da? De la test. În trapezul ABCD, în ipoteză avem ABCD trapez. La asta ce-ai făcut, Aduțu? Asta-i făcut-o? AB paralelă cu AC. Da. Ai făcut-o pe asta? Da. Bravo. Înseamnă că e mai mult. Avem AB este egal cu 21 de centimetri. CD egal cu 28 de centimetri. După snap. BD egal 28 de centimetri. AC egal cu 35 centimetri. Dacă AC intersectează BD în ochi, să calculăm în concluzie. AO egal cu cine? Cu cât, pardon. OC egal cu cât? OB egal cu cât? Și OD egal cu cât? Să vedem cum ai plecat. Ce? Cum ai plecat? Ai făcut un trapez. Normal. Da.
Anotat AB cârjul. Deci că AB e 21 și CD e 28, deci AB e mai mic. Mai mic, da. Da. Da, așa, după aia... Deci avem AB 21, CD 28. Diagonală. BD 28. Asta e 28. Și AC. Da, tot ce are tot diagonală. Dacă astea se întâlnesc în punctul P. 35. Astea se întâlnesc în punctul O. O. Da? O. Ce mă zis în P. Da, o zis P. Așa. Și acum trebuie să aflăm A, O, O, C, B, O și... Da. Ok, și? Am spus că triunghiul A, O, B e asemenea cu triunghiul... De ce? Păi e corect. Da, da, de ce? Pentru că... Cum ne-a învățat o profesor? Pentru că O e... Nu, no. AB paralel. AB, da, AB paralel. Așa e, da. Demonstrații. AB paralel deci, cu... AB paralel cu CD. În ipoteză, da? Da. Rezultă. Pentru că triunghiul A, O, B. A, O, B. Asemenea cu triunghiul C, O, D. C, O, D. Da? Da. Corect. Și din teorema fundamentală a asemenea reiscrită. Da. Rezultă că AO supra AO supra AO supra pune cum ai egal cu OB supra egal cu AB supra spre AO se uite unghiul din B, dar unghiul din B spre OC e congruent cu unghiul din D ca fiind alterne interne. Da. OB pe D și AB pe CD, da? Da. Bun. Ce știm? Până aici bine. A, O nu-l știm, O, C nu-l știm, O, B nu-l știm, dar de A, B nu-l știm? Da. Și egal cu 21 în continuare și egal cu 21 pe? Pe 28. Pe 28. E ireductibilă? Ce zici? Franții... E ireductibilă? Da. O lăsăm așa? Da. O lăsăm? Așa. Nu se mai poate simplifica? Tudor, nu se mai poate simplifica? Nu. N-am văzut pe 7. Ei, prin 7. Așa 7. Rămâne, da? Mă, nu prin 7, pentru că este sus 3 și sus 4. Aha. Deci. Numărătorul și numitorul. Și egal cu 3 pe? 3 pe, abia 4. Acum. Nu erați atenți, v-am prins. Ne-am doi stați de vorbă. Nu e bine. De-aia te-am pus. Bun, bun, și ce mai facem? După aia... Adu, ce mi-ai făcut de aici? Ce? Gura. Ce mi-ai făcut de aici? Nu ai mai făcut nimic. Spune-mă dacă ai mai făcut. Nu ai mai avut nicio idee. Bun, trebuia să adun pe AO plus O care e egal. Și acum luăm pe primul și scriem egal cu 3 pe 4. Nu, domn profesor? Sigur că da. AO supra OC egal cu 3 supra 4. Și facem derivate din el. Nu-l avem. Trebuie să le aflăm, nu? Și cum ar fi trebuit să scrii? Zin. 4 AO. Rezultă că AO cu AOC. Așa. Neavând pe AO și pe OC, cum ni se cere să le aflăm, faptul că știm pe AC, faptul că știm pe AC, corect. Suntem îndemnați să credem că putem folosi corect. Proporții de egal. Deci AO supra OC, supra OC. Egal cu 3 plus 4, adică 7 pe 4. Corect? Uh-huh. Atunci asta trebuia să faci. AO plus OC e AC, supra OC egal cu 7 supra 4. Și ia uite-l pe OC, egal cu 4 ori AC care îl știm. 35. 4 ori 35 pe 7. Ce simplifica? 5 era 20. 20. Era grea problema? Și celălalt la fel. Și acum plecam și invers, facem derivate ca să-l aflăm pe OC. Dar nu putem să sau înlocuim cum? 35 minus 20. Îl știm pe OC. Da? Sigur că știm pe OC, acum 20, îl scădem din 35 și scădem de 15. Corect. Acum mergem pe celălalt raport, OB supra OD, este egal cu 3 pe 4. Facem derivate și aici, OB plus OD supra OD este egal cu 3 plus 4, 7 pe 4. Cine e OB plus OD? BD, care e 28. Rezultă că 28 supra OD este egal cu 7 supra 4 și de aici rezultă că OD este egal cu 4 ori 28 supra 7 4
28, scut așa, cât se simplifică, 4 și egal 16. Și dacă asta e OD, OD. 16, 26, 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 să faci proporții derivate ca să pui mâna, să pui mâna pe DB și respectiva ce. Da. Dar să mă, nu să sun, să fac și problema 5, da? Da, să vedem și 5. Dar vă ziceți eu, dacă vreți. Da, bine. Apropo, nu trebuie să fac. Ce să fac? N-am auzit. N-am auzit. Am dat în margine, ce? Hai, Tudor, zi. În triunghiul ABC, da? D aparține lui AC. Triunghiul ABC oarecare. D aparține lui AC. D aparține lui AC. E aparține lui BC. E aparține lui BC. F aparține lui AB. F aparține lui AB. D e paralel cu AB. D e paralel cu AB. D F paralel cu BC. D F paralel cu BC. Arătați că... Să arătăm în concluzie. D e supra AB. D, E, supra, A, B, plus D, F, supra, B, C, plus D, F, supra, B, C, da, da, egal, egal cu, cu... Cum ai făcut, Alin? Am desenat rând. Asta a fost exact ca care am făcut-o noi la pregă. Numai că, cred că alte cifre m-am uitat, dar... A, alte B, cifre, exact. C, D, pe A, C, da. Îl iau aici, da, astfel încât D, E, pe... D e paralelă cu AB. Aha. E pe BC, corect. F pe AB. F pe AB, astfel încât D, F. Tudor, nu mai știu că... Dar urmă de profesor, ea vorbește. Păi n-am importanță, tu ești conectat acolo la problemă. Tudor. Cum facem? De unde să plecăm? Păi, Aduțu, ai vreo idee? Ai făcut da. Ceva aici, Aduțu? Da. Anume? Am luat triunghiul D, E, F și triunghiul A, B, C. D, E, F? Da. D, E, F. Dacă vezi triunghiul D, E, F, acesta... Triunghiul D, E, F. Și A, B, C? Nu. Nu vezi? Nici măcar nu-i făcut D, E, F. Îl facem noi? Îl facem, dar Radi, nu fructifici că F, D e paralel cu B, C, B. Asta nu vrea să fructifici. Asta și asta, nu? Da. Exact. Pe care de la asta, D e paralelă cu AB, că nimic nu se dă în ipoteză. Prima. Degeaba, domnul profesor v-a învățat chestia asta și scrie demonstrații. Scrie D e paralelă cu... Deci aici n-ai făcut nimic, să înțeleg, da? Hai, cu AB. Cu AB rezultă că triunghiul care? Vorbește acum în care. Deci asta. Rezultă că triunghiul C, D e... Că D e mai AB. Băi, D e paralelă cu AB. Ce rezultă? Că triunghiul C, D e... Că duie, este asemenea, triunghiul că dar de ce nu scrie, de ce nu lucrați, măi? A, de ce nu crezi, mă, la chestiile astea? Deci problemele acestea care le-a avut la testul de curiozitate, mă, să le vezi concret. Teorema fundamentală a asemănării, da. Cum scrie, Oani? Laturile întâi triunghiului că duie, cum supra egal cu duie, supra egal cu că e supra. Așa, C, D, supra. C, D, supra. Supra, C, A. C, A egal cu... D, E, supra, D, e supra A, B. A, B și egal cu C, E, supra, C, B. C, B. Hai să vedem ce știm de aici. Nu știm nimic. Nu, nu știm bun. Nimic. Bun. Cine trebuie? Ne trebuie raportul D, E, supra, A, B. D, E, și ăsta. Ăsta ne trebuie. Da? Și vom vedea cu și care, vedea din, cu cele care din celelalte două. Acum mi s-a mai dat un paralelism. Îl exploatăm, facem ceva din el, nu? Da. Dacă... Așa ai fi făcut, nu? Dacă aveai timp. Da. Așa. Dacă D, F, cu paralel cu cine? Cu BC. Cu BC. Triunghiul A, F, D, asemenea cu triunghiul A, BC. Deci ăsta, da? Da. Da. Triunghiul A, F, D, asemenea cu triunghiul A, BC. Măi, dar ce știi, mă, Adi, mă, cumva teoremei fundamentale a asemănării?
A, F supra egal cu F de supra egal cu A de supra. Ia nu mai agi, mai cum? Dacă știi așa test. E, ai bun? Erai și egal cu F de supra. Hai să vedem supra acum. Eu supra ăsta nu știu. A, F supra cine agi? A, F supra... A, B. A, F supra A, B, corect. A, D supra B, C. A, D supra A, supra? A, C. A, C, corect. A, D, da. Și egal cu F, D supra? B, C. B, C. B, C. Mi trebuie F, D supra B, C. Sublinia. Și să le adunăm pe cele două, zic. Da. Dar vedem cu cine. Cu cine? Cu cine vrem noi. Ca să ne ajute. Ca să ne ajute. Deci întâi să scriem ăsta plus ăsta, domn profesor. Da. Sigur că da. Și atunci scriem D e ziabil. D e supra A, B. Supra A, B. Supra B, C. F, D supra B, C. Egal cu. Ia să vedem. Vreau să-mi dii 1. Pe cine să adun? Uite, A, C aici. A, C aici. Eu zic cu astea. Nu e adevărat. Din Păcălești. Păi da, dar am același numitor. A, C pe A, C. Da, A, B cu A, C nu e ce chestie. Nu. Ai dreptate. Hai cu asta. Egal cu CD plus CD. Pune pe fiecare, pune pe fiecare. A, CD pe AC. Da. Plus AD pe AC. Da. Și egal cu CD plus AD. CD. Fiindcă am același numitor AC. AD. Egal cu AC. E tot AC. Și egal cu AC. Pe AC. Pe AC. Egal cu 1. Era grea problema? Nu, foarte. Să recunoaștem. N-ați avut nicio chestie care să vă da. Pune la încercare. Deci tot a fost de uzură. De nivel mediu. Deci lucrarea asta... Eu n-aș fi dat-o... Da. Deci lucrarea asta n-aș fi dat-o la o clasă fără să am o chestiune care să încerc pe cei de nota 10. Ca să dau nota 10... Păcate vă spun o problemă unde poate să fie grea. Ca să da una din probleme, din cele 5, 4 la nivel de acesta, să zicem. Mă convine, dar eu trebuie să știu un lucru. Că în momentul în care mă adresez clasei, vorbește profesorul din mine. Corect. Când mă adresez clasei, dacă dau toate la acela, la nivelul acesta, înseamnă că pe cei care sunt în vârf, nu-i pun la treabă. Deci nu-i solicit și pe ei. Este important ca lucrarea să se termine cu o ierarhizarea corectă a copiilor. Și desparte deci, pe aia din nou, cu aia de 10. Da, eu vedeam o subiectare. Numai, copii, pe scara aceea pe care, să spunem, de la 8 la 10, pentru două puncte, o problemă o notam cu două puncte, și ambele puncte să fi fost de dificultate sporită. Iar ultima chestiune să fi fost doar să o facă unul din clasă. Înțelegeți? Adică 8-ul să fie asigurat pentru majoritatea. Pentru 9 să mai... Pentru 9 facem o selecție. Și pentru 10 să... Și pentru 10, dacă se întâmpla să ia. Corect, eu, Andreea. Da? Dacă se întâmpla să ia. Și eu vă spun asta, așa făceam la clasele care lucram, unde aveam copii buni, și am să vă dau și problema pe care problema pe care am gândit-o și am compus-o pentru pentru da, testul. Și asta, aici i-a pus în dificultate, tot n-au știut. Da, dar nu ne gândim la partea de jos. La partea de jos e dificultatea maximă tot timpul. Eu vorbesc la vârf. La vârf, am înțeles. Vârful ca să pot să-l motivez. Am înțeles. În clipa în care îi dau chestiunea așa, toți au sentimentul că totul e perfect. Iată ca să înțelegeți. Deci, când era fiica mea la clasă și cu ginerul meu, care erau foarte bune foarte olimpici, bun, da? Bun, foarte bun, eu trebuia să dau și lor de lucru. Corect. Și dacă dădeam 10 la majoritatea lor, ce notă să le mai dau? Corect. Aici aveam și date, domnul profesor, că ei n-au olimpici la clasă. Deci, bun. Dar și la orice clasă, ca să poți crește valoarea clasei, profesorul are grijă tot timpul ca la vârfuri să le dea de lucru. Corect. Iată ce problemă vă propun vouă. Mi-am amintit-o acum pe problema aceea de care am vrut. Hai să vedem. Deci, să dăm un trend care care. Scrieți problema, vă rog. Ați face-o acasă? Faceți acasă? Vreau să vă gândiți acasă, da. Cu mai prieteni, da. Cu vecinii, exact. Cu sfârșit. Cât timp dați? Cu dumneavoastră. Una.
Vă dau săptămâna asta, toate. Da. Da? Și weekendul, gândiți la problema asta. După mine vă spun. Deci. Dar de clasa 7-a, domn profesor? Dar de clasa 7-a. Bun. Nu, a 5-a. Nu, mă gândeam să nu fie mai mult. Nu, nu, la geometria plană. Da, da. Asta se repeta. Bun. Bun. Deci se dă triunghiul acesta. Oarecare. A. B. C. Construiesc un triunghi dreptunghic isoscel, adică asta să fie cât asta, și luăm un punct M, aie pe ea. Nu zic că isoscel, pur și simplu, construim pe AB perpendiculara. Deci perpendiculara pe AB în punctul A. Și luăm AM, AM, egală cu AB. Deci, e dreptunghic isoscel. Am zis bine, triunghi dreptunghic isoscel. La fel fac și în partea asta altă. Un triunghi dreptunghic isoscel. Și notăm cu N. Deci, latura de aici egal cu asta. Unesc pe M cu N. Și atunci, AM e bisectoare, AM e mediană. Pune altă literă, domnul profesor. Pe, da? Da. A, P, mediană. Dacă și numai dacă. A, I, e perpendiculară pe IMN. A, I, perpendiculară pe IMN. Să arătăm asta că AD, că AP este mediană, domn profesor? Sunt două probleme aici. A. Plecăm că AP e mediană și arătăm că e perpendiculară și plecăm că AD e perpendiculară și arătăm că AP e mediană. Sunt două probleme. Deci, hai să scriu ipoteza clară, așa, ca să fie pentru toată lumea. Deci, în ipoteză, am triunghiul ABC oarecare. Deci un triunghi oarecare. N, A, C, triunghiul N, A, C, isoscel, cu măsura lui N, A, C, N, A, C, N, A, C, egal 90 de grade. Adică dreptunghi isoscel. Da, dreptunghi isoscel. La fel, triunghiul M, A, M, A, B, tot dreptunghi isoscel, da? Asta e ipoteza. În concluzie, să arătăm că AP mediană, dacă și numai dacă, AI sau AP, dacă și numai dacă AP, perpendiculară pe NM. Sunt două probleme. Unu, vom pleca ca AP mediană, adică la toată ipoteza arătăm că așa AP e mediană și să rezulte săgeata în sensul ăsta, că AP e perpendiculară pe NM. Și a doua problemă, a doua problemă, că AP e perpendiculară pe NM, dar invers, NM, și să rezulte că AP mediană. Cum în problema asta am două probleme, da? Am notat-o cu un punct pe una și cu un punct pe cealaltă. Și le-am dat în felul ăsta libertatea ca cei de la 8 în sus să se întrebânțeze la maxim. Da? Pentru că ei făceau ce? Ce au putut să facă? În două, în 5 minute, 10 minute, făceau teza. Corect. Și se uita la mine, nu? Corect.
Atunci am toate lucruri. Corect. Și în felul ăsta, în felul ăsta, tu, Miruna, începi să înțelegi că mai ai mult de urcat. Corect. Până la 10. Nu, 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 vreau nu pe tine. Nu, zici așa, spun în general, elevul da. Acela care e acolo. Știți că în semestrul trecut au fost două teste de geometrie mai dificile care i-a le-a dat. Sigur că da. Deci acum faptul că ei pleacă cu o notă... Am înțeles. Testul acela n-a fost bine organizat. Exact. Cum nici ăsta n-a fost bine. După părerea mea, profesor din mine... Da, da, da. Este vorba de, cum să spun, compensații. Exact. Da. Sesizând că atunci s-a greșit, venind cu probleme cele tari, ba mai mult s-au repetat, parcă mi-amintesc, exact, ideea da, aceea da, da, și da, la da, problema a doua. Exact. Adică ori știai, ori nu știai. Și atunci aia... Ce-o eu, da, nebunit. Da. Da. Și acum s-a venit cu chestia asta și mai... Și vreau să mai lăsăm ce... Bine, îl cunoști nivelul la clasă, dar și cu probleme de acestea care să-mi trebuințesc vârful. Da. Da? Și satisfacția este mult mai mare dacă într asta ți-a rămas 20 de minute, Miruna. Exact, dar așa dacă... Da, dar uite, Anca, dacă aveai Miruna. Păi și termină repede, te vinge la problema asta. S-o satisfacție extraordinară. Să încerci să faci una din astea. Alor. Da? Deci abordez vârful, partea aceea. Și de aceea, din plaja asta a celor care sunt pe la mijloc, țâșnesc și ceilalți. Urcă. Ca unde? Se întrebuințează. Da? Bun. Da. Ne oprim aici. La revedere. La revedere. Gata, clasa 11.